No? Salutare lume, bine ați revenit pe canal. Astăzi continuăm aventurile în Thief Simulator, sau cum am spus noi prima oară, Ciordială Simulator. Continuăm ascensiunea pe scara socială, întărindu-ne integritatea cu joburile perfecte, și anume spardă vase și dă budii. Fără prea multe complicații, hai să trecem la treabă. Am impresia că o să fie o zi glorioasă. Cu alte cuvinte, avem alte budii de spart. Surprinzător, ne sună nevasta de nou. M-am gândit că o să uite de mine. Level up by stealing stuff. Iar vine cu povești de-astea la mine. Se pare că e o nouă zi glorioasă la garajul nostru. Prin urmare, hai să nu mai pierdem vremea să mergem la ciorchit. Doar pentru asta am venit, nu? Bineînțeles pe aceeași stradă, că doar aici ne-am făcut cei mai mulți prieteni de când ne-am început cariera noastră glorioasă. Deja toți vecinii ne știu. Dar nu e nicio problemă, ne-am descurcat noi și cu mai rău. Așa rău îmi pare să renunț la astea. O, de asta îmi pare cel mai rău. Ne-am specializat pe rutere. Musai să merem înapoi unde a fost ultima oară, să pun mâna pe televizorul ăla. O, de la trebă cărat până la mașină. 111. Oare mai fi acasă tipul ăia? Hai să merem la casa mai grozavă. 113. Parcăm pe câmp. Aici nu culcăm pe nimeni. Salut! Eu doar admirăm casa. Uite-l mă, că a venit patronul acasă. No, nu nimic, că merem la vecini. Cred că și vecinii au alarmă. Simple lockpick. Am uitat să-mi iau lockpick-ul, mă. Ce dracu caut eu, ci nu știu. O să văd dacă e deschisă ușa la intrare și ăștia deja îmi puneau la lockpick. Măcar știu că e deschis, amu. Mă, că o să fiu văzut așa de ușor, acei? Să plimbă mutanți ăștia când ești că e bulevard, acei. Eu nu mai vine nimeni. Hai toate că ne descurcăm cumva. Asta e tot ce am vrut. Heard by tenant. Bă, ăsta e acasă. Nu pot să cred. Ei, frate, camera, iată ce poți. Oh, ia și banii. Ce-s mai folositor decât tăți. Ioi, uite-o pe aia. Avem nevoie și de tigaia asta. Musai să păstrăm tradiția. Toaster. Merită, tăti. Dacă deja mi-e bagajul plin. Ioi, mai este unul acolo. Nu nimic. Vă scap eu de televizorul ăsta. Asta vrem să fac. Acum să alerg. Bă, da, aleargă, mă. O ce să uită aia pe geam și mă văd că le care televizorul. Dar mă, ce o să creadă vecinii? O să creadă că îmi duc televizorul la reparat. Nimic altceva. Ala-i, frate. Hai să o tăiem repede, și că... Aia a fost aproape. Hai că am primit un S. De ce un S? Ce n-a fost bine? Tata te-am luat. Deja ne echipăm o bucătărie întreagă. Se pare că tot nu e suficient. Dar eu dau spargerele astea pentru plăcere, nu pentru experiența lor. Ce-mi pasă mie de level up? Oricum îmi crește nivelul la fiecare televizor furat. Musai să le fac o vizită la ăștia de la 111. Păi, dar tot nu mi-am luat loc pe curmă. Am usat amândoi acasă. N-au uite și tu la ei. Unul stă într-o cameră, altul în cealaltă. Pare că se înțeleg de minunie. Ăsta o fi secretul pentru durata relațiilor. Nu, dacă mere, mere. E ora 9 seara, mă întreb ăștia să culcă vreodată sau tot așa triști rămân acei. Eu zic să merem în altă parte. Îmi pierd din vremea cu ea. Avem pești mai mari de prins. Oare pot să-ți upgradez mașina în jocul ăsta? Cred că ar fi hilar să vii la ciordit cu un Rolls Royce. Mă, uite că e cineva în casă. Ce tot să se acasă, mă, că doar e seară. Salut, vecinii, și tu ai venit la furat. Ăștia și-au înlocuit televizorul. A, unul dintre ei e plecat. Dar înseamnă că numai bine le pot forța încuietoarea. Dar n-am loc pic urmă. Oi, că m-au auzit. Așa, trântiește ușa aia. Mă ascund aici. Poate vine soțul acasă. Am doar nu-mi sta citată noapte, nu? Bă, că televizor nu mai au. Oi, 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 oi. Aia tocmai venea spre mine. Fix am o mișcat-o, domnul. E dispărut, mă. Bă, asta nu-i bine. Ioi. Să plimbă pe acip în propria casă, gândești că-i supermarket. Ups, nu m-ai văzut. Oi, nu m-ai văzut. Ce pot să-i fac? Nu pot să o omor. Oi, vine poliția după noi. Oi, și încă ce repede vine. Nu-i nimic, că ne ascundem în dulap. Data trecută a funcționat. Oh, a trecut în fața mea unul. Băi, stresant și jocul ăsta, mă. Cam viața reală, adică. Bănuiesc, nu altceva. Atâta timp cât nu se uită aici în dulap, e perfect. Liber. Ia uite, bani. Bă, dar faci prea multă gălăgie asta, mă. Ar fi tare să deschid ușa să fie el aici. Mă rog, unul dintre ei.
Dar nu e ca și cum nu știu că au avut un hoț în casă, nu? Adică mai înainte o pleca poliția. Și nu o prins pe nimeni, deci... O, pare liber. Bani pe masă, ne ocupăm de ei. Chim fură frigiderul ăsta. Au, uite că au rămas ăștia fără cafea. Le-am ciordit cafetiera data trecută. Dar alte chestii mai bune de ciordin, au? Adică nu vreau să fiu măgar, dar... Ia și gipsul, ce-o mai fi și ăsta? O veni moșul la ciordit de cadouri. O, cred că am fost văzut. Ia să iau și telecomanda aia. Golden, nu știu ce. Bun. Landline, bun. Și caută televizorul ăsta ce. Oh, deja plin. Hai să ne băgăm înapoi la locul nostru preferat. Tare că eu mă plimbam la el până casă, ăla atunci a intrat. Oh, mă crezi că să mă prindă. Orice ar fi tămi se pare tare că ăștia nu te caută în dulap. Ăsta e un exploit al jocului deja. Care cu dragul să-l folosesc, de ce nu? Gata, totul s-a calmat. Temi ieși pe frontul de luptă. Nimic de valoare până baie. Pe televizorul ăsta-l iau. Bă, uite-te la el. Bă, mult să plimbă ăștia mă la ei în casă. Oh, acolo e doamna. Trecem în fața ei. Nu i-am văzut. Oh, e bine. Și că m-a auzit, dar așa nu verifică nimeni. Ah, uite-l, se uită la mine, complet cu televizorul în mână. Dacă ar și alerga, ar fi perfect. Mai poate să alerge, că e prea greu. Prea grele buzunarele. No, am venit încărcați după o noapte de lucru. Atât am stat în casa aia când e crește deja iarba în mașină. La 113 nu mai duc în grabă. Imă, de data asta am luat un C. Am și ciordi la chestii. Curios cât costă. Welcome back. Ai noroc, Ruslachi. Eu te vin pe la tine, sper să nu te întreb de unde provin obiectele astea. Cred că știe el, că doar e de-a meu. Cadourile se pare că nu-l interesează pe Ruslachi. Bine că l-am luat. Glob de aur. 33. A, putea fi mai scump. Nu-i rău. Să adună banii. Hai să ne luăm Agility Level 2. Bineînțeles că ne sună nevasta, automat. Iară vin joburile astea de succes. Break car window. Hai să facem cum spune șeful. Înainte să mergem la ciordit, mi-am amintit că îmi trebuie lockpick-uri. Mai fii atent, mă, că pe piața neagră puteam să luăm mai mulți bani pe chestia aia de aur. No, dar un colo direct pe piața neagră venim. Cred că skill-ul ăla de lockpicking e foarte util. Acum că ne-am upgradat și noi, putem merge la următorul job. Doar toate joburile care le am cu ăsta de jos, în astea suspecte. Cu spar de toaletă și de farfurii. N-am unde parca aici. Parcăm în pădure. Unde e 104? Aici e 104. La unde ții mașina, frate? Cineva pe acasă? Sunt poștașul. Aia mă pocă țara. Ba nu, că ne trebuie mănuși. Dar e complicată viața de hoț. Lockpicking level 2. De ce aș vrea să merg acolo? Eu nu văd nicio mașină în zonă. Eco, fi înăuntru în garaj, mă. Se pare că tăp în spate, pe acolo trebuie să merg. Ce nu l-a putut face Dumnezeu pe ăsta să se poată cățăra? Fost văzut sau ce? Cred că am fost și auzit. Opa! Aia cred că a venit să mă verifice pe mine, dar în schimb să uită la mâini și la picioare. Măcar știm că e cineva acasă. E convenabil geamul ăsta e deschis. Dumnezeu, și ușile sunt blocate aici. Cum și un telefon? Un Nokia. O șapcă nu ne trebuie. Un hard disk ne trebuie. Măcar știm că avem două ascunzători, una lângă alta. Asta mă bucură. S-a auzit o ușă. Asta nu mă bucură. Ce chestia asta? Mouse. E bun și ăsta. Ni caută găsește. Dar aici mă interesează cel mai mult ce ai. Am au și etaj aici. Aș fura așa ceva, sincer. Dar nu acum. Cred că am nevoie de o dubă să pună la. Până noi ce trebuie să fie mașina. Bă, măcar sunt bani, da? Chiar speram să fie aici înăuntru. Alți bani. Am eu și pe aia, nu zic, da? Oh, perfect. Salut, eu reparam ceva la mașină, dar am nevoie și de bani ăștia totuși. Mă bucur că nu țipă. Avem noi ascunzătoarea noastră. Ce repair, frate? Ce ați făcut? Mi-ați lovit mașina? Oh, aici erai, mă. Ăla doarme, tu mă descoperi. Cred că nu au ajuns prea departe polițiștii aia. Unde Dumnezeu să știu eu că aia era fix lângă mine? Ăla doarme în continuare, n-are nicio treabă. Ați intrat hoți în casă, bă. Am o intră și poliția după hoți. Da, uite-l. O inteligență rară pe ăștia. No millerilor, v-ați calmat? Damage UFON. Golden Goblet. O telecomandă. Oia, cum să nu furi o telecomandă? Asta m-am specializat. O, și bănuți, perfect. Am specializat și pe ăștia mai nou. Cât îmi crește averea. Uite mai dulapul ca să pui o pereche de papuci. Dar totuși, unde Dumnezeu e mașina aia?
Bă, dar repede mă văd ăștia, mă. Am unde mă ascund, bă? Bă, unde mă ascund, mă? Că nu mai am unde. Mașină de spălat, nu pot. Exact la timp. Asta a fost cu emoții. Dar oamenii ăștia tot stau tot timpul în casă. Chiar n-au de lucru. La ce casă au cum Dumnezeu atâția bani? Oriunde mă duc, dau nas în nas cu ei. Deja e penibil. Mai ieșiți și voi din casă. Dar nu se supără poliția că tot îi cheamă așa fals. Oi, ăsta e fix aici în cameră. Uite și tu, amândoi aici în cameră. Da, du-te tu la geam, mamă. Faceți curând, bine? Amândoi în aceeași cameră. E impecabil. Așa, am du-te tu la geam. Auzit o ușă. Ăștia doi sunt ca cei. Dar nu poate fi bine. Aici cineva în casă? Deci dacă așa își ba joc de mine am ăștia, o să mai plece în veci din camera asta, cred că nu? Dacă mă duc eu la furat în altă cameră, o să fie și ei acolo. Am eu ceva esență pe care să iau. Nu știi ce? Prefer să fiu văzut decât să trăiesc ca și un langoș acindulap. Prin urmare, salut! Nu vă speriați. Am furat cam tot ce era de furat. La etaj n-am ce să fac. Oh, merez mai jos, liniștiți. Mai am un pic de treabă pe aici. Aici în dulap mai ales. M-am săturat deja de dulapurile astea. Știi, iar mi-a lovit mașina, bă. Bine vin noaptea la Ciorghidea Mongolo. Serios, mă. N-ai văzut nimic. Pleacă de pe aici. Mă lasă plimba liniștit. Cred că ăștia deja s-o obișnuiesc cu mine la ei în casă. O cel puțin tipul ăla. Deși ori fost surprins data trecută când am ieșit în dulap. Deci dacă mașina nu e în garajul ăla din interior, atunci fac eu ceva greșit. Se pare că a dormit. Deci de-am încolo numai noaptea după ora 12. Bine că omul nostru nu are nevoie de somn. Bă, vedeți ce văd și eu acolo sus în dreapta? Noi suntem la Miller's, la 106. Nu scrie 104 pe ușă? Cum am ajuns acolo? Eu am intrat pe cealaltă parte. Ba nu, mă, n-am intrat, că m-am dus pe geamul ăla care era liber. Pe geamul care era deschis, de fapt. Uite și pe ăștia. V-ați adunat aici, mă. Se dă ceva gratis? Oh, jos de vină. Blocat calea, scuze, boss. Aici sper că nu blochez pe nimeni. Deci e valabilă teoria acum că aici e mașina. Înăuntru aici la 104, numai am ajuns la 106. E bine măcar că am avut ceva de ciordit. Opa, cred că știu ce-i de făcut. Mă pregătesc de ceva nebunești. Ia. Când ești că-s făcute din cauciuc, ce zboară cărămizile din ele? Hai că mi-am pierdut cărămida, mă. Unde e cărămida mea, mă? Dar măcar am aflat că geamurile astea nu se sparg. Musai să mă duc să-mi iau mănuș. Oh, scuze. Am rupt ceva semne. Da, hai înapoi la treabă. Să fac ce ar fi trebuit să fac de prima oară. În sfârșit. Cineva pe acasă? Am și pus ochii deja pe un receiver. Ce-s foarte generoșnii și bani lăsați aiurea. Mamă, deja splin. Un dinozaur plutitor pe pat. Ar trebui să-mi fac griji. Asta e, frate, ce vreau eu. Vezi, am un piuială ce începe aici. Sau nu? O, chitară, bas. Dacă asta nu-i scumpă, nu nimic, că pe John și mai vizităm noi. Le dau banii aruncați pe sătăt. Ăștia-și permit. S-a văzut o ușă. E ușa de la intrare. Nu-i nimic, că noi avem altă ușă. Simplu și eficient. Nu ne-a văzut nimeni, nu ne-a auzit nimeni. Nu ne rămâne de făcut decât să plecăm. Ia uite aici. 10 plus. Bine sună și nevasta. Lockpick level 3. Nică putem să ne facem upgrade-ul? No, deci ăsta e următorul job. Musai să spargem sau să ciorgim un televizor de la 108. La 108 n-am fost până amul. Dar asta urmează în episodul următor. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat. A fost distractiv. Urcăm așa încet, încet ierarhia hoților din orașul ăsta, de fapt de pe strada asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și până data viitoare, numai bine, pace!